faci. Okay? Ok? Și mult mai ușor de explicat. Dacă vreți, putem să alegem și o altă poză, nu e nicio problemă, dar ca principiu l-am ales așa. Da? Da, bravo. Și creionul e slăbuț. Ai mila de ea, doamne. Unde s-a dus ei cu capul, ai mila de ei. Na. Numai la prostii fuge capul. Așa. Ia uite, și pe Ibis. Păi, Andreea, de fapt. Andreea, zăpăcit-o care ești. Da, bun. Acum. Ia să luăm ăsta, să-mi curăț eu mâinile. Bun, suntem 18 persoane, mă bucur din suflet, acum 16, nu e nicio problemă. Mulțumesc mult tuturor celor care îmi dați tap-tap. Eu stau cu minte, proful. Nicio problemă, poți să-ți simți, să-ți desfășori simțurile aici, nu e nicio problemă. Important e că comunici, da? Și că prin ceea ce spui, vrei, nu vrei, participi. Asta e foarte bine. Suntem 25 de persoane și asta e foarte, foarte bine, da? Acum, o să reiau din nou explicațiile atâta cât pot, da? În momentul de față voi crea un portret de la zero. Am pus aici o foaie liberă, da? Nu am pregătit schița, n-am pregătit nimic. Ca să zici că, vezi, doamne... Cum bineînțeles am mai fost și acuzat, dar asta nu mă doare foarte tare, dar că vezi, doamne, trișez. Nu voi trișa, voi face portretul fix pe fix. Da? Acum, pentru că am pregătit foaia, o să îmi permit să vă arăt și poza, da? După care voi lucra portretul. E un portret din față, da? Și voi căuta să reproduc această poză. Da? Acum... Ce rugăminte am la voi? Bine ar fi pentru cei care pictați să vă luați alături de voi un creion, de preferință HB, da? Cât și o foaie pentru început. Dacă aveți seturi de creioane de grafică de la HB până la B8, B9, cât este, e și mai bine HB. Pentru că o să aveți nevoie de ele, da? O gumă de șters. Ca să aveți să curățați în momentul în care e nevoie și atât. Da? Acum, în momentul în care vă veți apuca să faceți un portret, este foarte important. Primul lucru de care trebuie să țineți cont este să împărțiți, adică personajul pe care vreți să-l reproduceți sau să-i faceți portret, da? Este important să-l încadrați corect în foaie. Da? Și pentru a încadra acest portret, da? Este important să-l luați prin punctaje. Okay? Deci prin punctaje aveți posibilitatea, bineînțeles, să încadrați personajul, cât de mare să fie. Mulți dintre voi aveți obiceiul, nu am observat, aveți obiceiul de a vă îngrămădi într-un colț. Oricare colț a paginii. Lucru cu care nu e ok. De ce? Pentru că odată ce ai făcut acolo, în colțul ăla, te va obliga ca artist să mai adaugi ceva pe spațiul liber. Motiv pentru care cred că nu e necesar. Așa că, dacă avem ca temă doar un simplu portret, atunci căutăm să-l încadrăm portretul acela. Da? Și atunci, prin punctaje, ca să ne dăm seama cum încadrăm, bineînțeles, capul fetiței pe pagina noastră, este important să facem prin punctaje. De aici de sus, se poate vedea, nu știu dacă se vede, da? De aici de sus, lăsăm un spațiu. Putem să lăsăm un spațiu de două degete sau chiar trei. Totul depinde de voi. Da? Spațiul de aici ne va ajuta pe noi să ne dăm seama cât ar trebui să vină cap. Da? Și atunci eu zic că pot să-mi permit să las un spațiu de două degete, hai și jumate sau două degete, hai să zicem două degete, uite, aici, se poate vedea, da? Bun, am pus aici, odată. Asta e distanța de la începutul paginii și de începutul capului său, da? Acum, în partea stângă, bănuiesc că a voastră e stângă, la mine e stânga, la voi nu știu cum e, tot stânga, habar n-am. Bun. În partea stângă, da, de aici, aceeași distanță, da? Nu e neapărat obligatoriu, dar o să vă explic și de ce.
Făcând distanța asta de două degete și aici, egală cu asta din ochi, nu trebuie să luăm acum riga să măsurăm, Doamne iartă-mă, da? Făcând asta vom ști clar care este centrul paginii, da? Și atunci putem lucra. Același lucru și în partea asta altă, da? Se poate vedea acolo, da? Cât de cât ce trebuie, da? Acum, aici în partea de jos, este foarte important de știut că, într-adevăr, trebuie, nu avem cum să mai lăsăm, bineînțeles, cele două degete ca sus și în dreapta și în stânga. Clar, nu se mai poate. De ce? Pentru că vine continuarea corpului. Clar, gât și corp. Da? Atunci, clar, ne permitem să facem decât linia de bază a bărbiei. Ok? Și atunci pentru asta, pentru că am lăsat aici două degete, aici jos, suntem obligați să lăsăm mai mult de două degete. Poți să pui chiar 6, 7, 8 degete. Da? Ok? Și punem linia de bază a bărbiei aici. Ok? Se poate vedea bine asta? Dacă se vede, spuneți-mi. Dacă nu se vede, caut să vă... Da, se vede. Hai că se vede. Bun. Avem deja centrul capului, da? Sau portretul lui aici. Mi de scuze dacă nu pot să mă explic sau să folosesc cuvintele corecte a unui profesor care, bineînțeles, are, bineînțeles, la bază facultate sau mai știu eu ce. Eu încerc să vă folosesc, cuvinte simple și concrete în care să vă fie de mare ajutor. Bun, atenție! Avem, bineînțeles, una, două, trei și a patra. Deja avem portretul nostru, capul fetiței. Da? Capul fetite îl avem încadrat. Ok? Cu excepția faptului că am lăsat loc jos aici pentru ca să realizez gât și piept. Da? Bun. Mergem mai departe. Din momentul acesta trebuie să împărțim portretul într-o linie. Știți că multe dintre tutorialele care sunt create. Așa. Fie pe YouTube, fie pe Facebook, fie aici pe TikTok, se vă arată că se face o linie subțirică, da, de bază, care îmi permite, bineînțeles, să împărțesc portretul. Da? Eu nu prea folosesc treaba asta, pentru că, sincer vă spun cu toată inima, nu mi-e de folos. Da? Dar acum că trebuie să vă explic, e clar, e nevoie să o fac. Bun. Și atunci, din ochi, da, nu, repet, nu e nevoie de riglă să măsurăm. Nu e nevoie. Totul se face din ochi. Da? Din ochi măsurăm împărțind în pagina pe din două. Și atunci, de la punctul ăsta de aici, trag o linie, nu foarte apăsată, da? Repet, nu e nevoie să apăsăm. O linie care să-mi permite să împărțesc portretul pe din două. Da? Bam! După ce am făcut linia aceea, care, repet, nu este apăsată, nu trebuie să o apăsăm, da? Începem să împărțim linia asta în trei bucăți. Da? Avem așa, de la începutul capului, da? Hai să luăm, să vă arăt direct pe poză. Da? De la începutul capului la frunte, e o mărime, da? Normal de aici să începe, da? De undeva de aici. Stai, bă! Vasilei! Raia! Pardon. Așa. Asta nu știam că are taciul atât de sensibil. Bun. De aici, de la frunte, de aici, împătim. E una și a doua. Da? A treia, adică vorbim de un spațiu, al doilea și al treilea. În general, aceste spații sunt egale. La copii se întâmplă ca nasul să nu fie chiar 100% egal cu spațiile astea despre care vă vorbesc, da? Să nu fie egale. De ce? Pentru că cu cât lungești nasul copilului, cu atât ai riscul să transformi copilul, adică îl maturizezi. Nasul este, cum să vă explic eu, este punctul care cumva maturizează. Cu cât îl lungești sau îl micșorezi, cu atâta se schimbă portretul. Acum, dacă eu lungesc lungimea nasului de aici și îl duc mai încoa, automat copila asta devine matură. Dacă nu lungesc și îl fac corect, da, sau mai mic, copila devine mai micuță ca vârstă. Da? Să știți asta foarte bine.
Ok? Acum, hai să împărțim, bineînțeles, portretul. E important să-l împărțim acum, da? Luăm de aici, unde am hotărât că e începutul capului, da? Vine părul de aici și de aici împărțim în trei bucăți, da? Uite, o să facem așa punctaje ca să se poată vedea. Și împărțim asta în trei bucăți. Fruntea, 1, nasul, 2, da? Iată-le aici. O să mă duc și mai sus. Da? Și avem împărțite. Dacă vreți, vă spun, nu e nevoie de riglă. Nu măsurăm. În pictură, rigla nu are ce căuta. Da? La mai ales la portete. Nu are ce căuta. Bun. Avem deja fruntea. Una. Aici la... De ce aici frunte? De la punctul ăsta, nasul. E al doilea. Și bineînțeles, de la punctul ăsta avem gura. Da? La bărbie. Avem trei puncte. În afară de partea asta care, bineînțeles, este părul. Ok? Bun. Acum, pentru că am hotărât și știm clar care cum trebuie să vină, ia să punem linia asta de aici, dintre începutul nasului, o facem o linie orizontală, da? Culcată, cum vreți voi să ziceți. Care hotărăște linia ochilor. Da? Asta hotărăște ochii. Da? Linia asta mi-o hotărăște ochii. Trebuie să știți că aici este punctul forte. Ia să facem așa. Tot prin poza asta vă arăt că e singura metodă. Dacă stăm să măsurăm, da? Un ochi, da? Uite, putem să măsurăm, putem să spunem că ochiul este fix cât creionul meu. Cât vârful la creon, da? Un ochi este egal cât vârful la creonul meu. Dacă mai ating mult, o să-mi fugă poza. E, ia uitați-vă, dacă iau vârful creonului, care indică, bineînțeles, mărimea ochiului, și îl pun între ochi, este egal un ochi, da? Nu știu dacă se poate vedea acolo la fel cum văd eu aici, ok? Asta înseamnă că în momentul în care hotărâm să facem un ochi, da? Trebuie distanța dintre ei să fie egal un ochi. Sper din suflet că ați reținut aspectul ăsta, da? Acum, vă amintiți că aici am împărțit portretul, da? Aici împărțile astea, adică spațiul care, bineînțeles, este de la începutul paginii până la momentul în care începe părul, da? Ok? Și atunci, pentru că am împărțit treaba asta, trebuie să împărțesc, bineînțeles, și chipul fetiței, da? Aici, repet, nu e nevoie să tragem linii profunde, da? E nevoie, așa, schițate, simple, linii ușoare făcute, da? Acum, de aici încolo, începem și împărțim ochii, da? Un punct, hotărâm cât facem ochiul de mare, da? Cu al doilea, da? Uite aici. Ăsta e un ochi, da? Ăsta e de aici un ochi. Se vede punctajul, da? Acum, trebuie să avem mare grijă ca distanța asta de ochi să fie egală cu cea de mijloc, ok? 1 și 2. Ok? Dacă stau să măsor ceea ce am făcut aici, observăm că este egal, da? 1, 2 și 3. Ați observat? Este egal toată. Ce este cel mai important de aici încolo e că linia ochilor este întotdeauna egală. De cele mai multe ori se întâmplă ca ochii, da? Adică linia asta de aici, vedeți că eu am făcut o linie aici. Sunt la anumite persoane care prin zâmbetul lor, da? Dacă ne uităm puțin mai atenți, da? Prin zâmbetul lor, începutul ochiului ăstuia de aici e un pic mai ridicat decât cel de aici. Da? Și atunci ar trebui să fie o linie puțin mai în sus, cu asta un pic mai sus. Hai să o facem pe foaie, da? O să o facem pe foaie ca să înțelegem despre ce este vorba. Ne-a trebuit într-adevăr punctele acestea ca să știm că sunt egale. Dar de aici încolo începe partea aceea, adică e obligatoriu să facem treaba asta, da? Și atunci punctul ăsta din colț de aici, ridicăm o idee mai sus, un centimetru să zicem, da? La fel și în partea asta. De ce? Pentru că ceva de genul acesta, nu știu cum să fac, ceva de genul acesta, cum fac mă că, da? Ceva de genul acesta sunt ok, puțin, da? Nu neapărat, nu înțelegeți greșit, da? E ceva de genul acesta. Ok?
Pentru că, iată, începutul ochiilor ăstora, de fapt, vă arată că portretul vă zâmbește. În momentul în care zâmbiți, colțul ochilor se ridică. Un zâmbet nu înseamnă doar că se bazează pe forma gurii, doar atât. Când zâmbești, zâmbește și nasul și ochii și toate trăsăturile pe care le ai ca și persoană. Deci, așa. Bun, am obținut astea, da? Putem, bineînțeles, dacă vrem neapărat să unim, bineînțeles, liniile acestea. Ok? Le unim și facem forma ochilor. Ok? Bun, am făcut forma ochilor. Iată, vin cu partea de jos. Ok. Partea de jos și în partea asta lanta. Repet, nu tragem liniile apăsate, pentru ca să avem, în momentul în care se întâmplă să greșim, să avem să ștergem. Ok? Da. Uite-te și vezi, nu mai întreba ce e aici. Bun, mergem mai departe. Hai să facem sprâncenele, da? Ca să știți, acum nu e obligatoriu neapărat, da? Da, distanța dintre, uite, distanța dintre sprânceană, da? Sprânceană și începutul ochiului sau aproape, ca să zicem, este egală distanța de aici și a gurii, da? Nu e neapărat obligatoriu la toți, dar e un fel de punct, da? De începere, ca tu să-ți dai seama cât să faci. Repet, nu trebuie neapărat făcută fix pe fix, dar ideea este că dacă tu greșești sprâncenele acestea și nu le pui la locul lor cum trebuie, ai riscul ca detaliile, mai ales a nasului, să te încurce, da? Și să nu reușești. Așa că, ca punct de începere, cauți să faci egalitatea asta de aici, dintre începutul nasului și gură, da? Același lucru și în partea asta. Și atunci, pentru că avem nevoie de treaba asta, avem, punem așa, în mare, să zicem, cam cum ar trebui să facem. Asta, sprânceana asta, o faci din muzgălitură, hai să zicem ceva de genul, da? Nu detaliată. Ok? Avem una și mergem și cu, să o facem și pe a doua. Care altora pare să fie egal, da? Ok? Iată, avem deja ce trebuie. Mergem mai departe. Ca să continuăm cu portretul, este foarte important să știți că nasul niciodată nu are o linie profundă, adică clară, ok? Decât în partea asta de aici, de jos. Adică, luăm din nou poza și vă arăt. Doar partea asta are o linie clară, da? Partea asta de aici are linie clară. Da? Restul de aici în sus nu se creează din tonalități. Iar dacă tonalitățile nu sunt create corect, riscul de a nu reuși nasul este extrem de mare. Da? Și atunci, pentru ca să nu avem surprize de genul acesta și să nu greșim, bineînțeles, nasul, pentru că la fel, e foarte important de știut. Tonalitățile astea ne permite nouă să ne dăm seama cât de mult trebuie să mergem în jos cu nasul. Dacă stau să merg după treaba asta de aici, care am făcut-o eu aici, s-ar putea ca portretul meu, sau nasul portretului meu, să îmi maturizeze fetița. E foarte important de știut asta, da? S-ar putea să maturizeze fetița. Și ca să n-ajung în punctul în care să o maturizez, deși are undeva în poza asta la 10-11 ani, cam așa, dacă nu mă înșel, sau chiar mai jos 9 ani, da? Ok? Și ca să n-ajung în punctul în care să o maturizez și o aduc la 14-15 ani, mai bine facem asta. Prin umbre, da? Prin muzgălitură, ca să zicem așa, pe înțelesul vostru, că și al meu, că și eu, ăsta e modul în care mă pot exprima, da? Stai să facem întâi ploapa, da?
linia a doua care desparte sprâncenele, nu sprâncenele, genele de sprâncene, da? Ploapa, adică. Păi, prin asta, da, care o muzgălim aici, putem, bineînțeles, uite așa, o faci. Da? Putem, bineînțeles, ști clar cât trebuie să lăsăm spațiul acesta alb, da? Observați, da? Începe deja să prindă formă nasul, ok? Bun. Același lucru putem să facem și aici la sfârșitul ochilor, da? Pentru că am repetat linia de bază e asta și asta ne poate permite să facem umbra aceea, da? Bun. Mergem mai departe. În partea de jos a ochiului, iarăși are o umbră, da? Care de fapt indică ploapa de jos. Ok? Același lucru și în partea asta la antă. Putem face, da? Pentru că eu așa și apare la model. Ok? Și de aici continuăm nasul. Da? Vă puteți da seama singure că deja avem, să zicem, dacă îmi permit să vorbesc în procentaje, avem, să zicem, un 15% sau chiar 20% din nas creat. Da? Hai să mergem mai departe. Ca să putem continua prin tonalitățile astea care nu au o linie directă, da? Adică linie trasă, da? Prin ne dăm seama efectiv în funcție de poza pe care o avem sau modelul pe care după care lucrăm, da? Cât să mergem în jos, da? N-ai cum să începi de aici. Ok? N-ai cum să începi de aici. Pentru că dacă începi de aici, repet, tu ai făcut asta, cum să zic, de bază, ca să poți să faci portretul corect. Dar riscul de că începi de aici, ai riscul de a maturiza portretul. Și nu vrei asta. Ok? Pentru că vorbim despre un copil care are 90 ani. N-ai cum să-l faci aici, pentru că dacă faci nasul aici, s-ar putea copilului care îl desenezi tu să-i dai 14-15 ani. Și nu e ok, da? Scuze dacă nu pot urmări, bineînțeles, comentariile voastre. Foarte frumos, bravo! Bun. Am spus de la început, cei care vreți să învățați sau să ascultați, este într-adevăr nevoie nu doar de teorie, e nevoie și de practică, da? Adică v-am sugerat chiar să vă luați o foaie, un creon, da? Și să încercați aceleași informații pe care încerc să vi le dau aici. Vă alegeți voi o poză, dar țineți cont de informațiile pe care vi le dau, da? Bun, mergem mai departe. Umbrele astea trebuie făcute fix așa cum le vedeți voi acolo, pentru că eu sunt convins și cred că sunteți și voi de acord cu treaba asta. Fiecare dintre noi, cei care, bineînțeles, desenăm sau ne place această treabă, da? Putem simți, da? Cât să muzgălim și cât să nu muzgălim când vine vorba de umbrele acestea, da? Ok? Acum, pentru că deja am, dacă stau să pun o linie, uitați, nu știu dacă se vede, dacă pun, uite așa, mâna, vedem că am obținut ochii, sprâncene și începutul nasului, ok? E făcut, e bine, e numai perfect, le avem. Acum, o tărâm să continuăm, bineînțeles, partea asta de nas, uite asta, da? Cum se face nasul? Eu când am început să desenez și m-am simțit atras de portrete, bineînțeles, am început să creez, bineînțeles, din C, da? C. Hai să vedeți câte C-uri poate fi. C-uri care, bineînțeles, e întors sau pus în mai multe forme. Ia să vedem. Întâi continuăm partea asta cu umbra, care mă ajută pe mine să-mi dau seama cât să merg cu nasul mai sus sau mai jos, da?
Așa. Ok. Ok, da? Și aici asta ar fi capătul nasului, ok? Aici ar fi capătul. Vedeți? Deja eu am făcut punctul ăsta aici. Clar? E prea mare. Vedeți? Dacă aș fi mers cu linia asta aici și aș fi continuat nasul aici, 100% fetița mea avea 14 ani, nu 9 ani. Da? Așa că reduc nasul și dau vârsta potrivită care o are. Ok? Acum, haideți să vedeți cum se face nasul. Dintr-un C, iată, avem un C aici, încă un C întors, da? Sau hai să zicem, domne, paranteze. Vorbim despre paranteze, da? Hai să le numim paranteze, că e mai repede m-aș duce cu gândul la paranteze decât la litera C, da? Avem o paranteză deschisă, o paranteză închisă, da? Alte două paranteze aici, da? Care indică ce? Nara. Încă o paranteză în partea asta, Lanta. Pot să spun că e o paranteză deschisă, voi o tăreți cum o numiți, da? Paranteză închisă. Și bineînțeles, deschisă, scuze, da? Și bineînțeles, o altă paranteză închisă, dar continuarea ei. Și am obținut nasul. Poate o să ziceți, bă, filial naibii, Kevin, cum dracu ți-a venit ideea asta? Sau cum ai reușit treaba asta? E, uite, practicând, muncind, da? Poți descoperi sau poți crea metode de a crea un portret cu ușurință. Trebuie doar să vrei. Atât. Da? Bun. Avem, bineînțeles, parantezele deschise, da? Închise la, în același timp. Celelalte aici, da? Tot e aici. Avem deja forma nasului. Mulțumesc frumos. Ok? Mergem mai departe. Nu uităm că umbra asta a nasului, da? Trebuie continuată. De ce? Pentru că umbra asta ne dă nouă ce? Treaba asta de aici. Volumul acesta, da? Chestia asta. E cam mare nasul meu. Seamănă a unui ciocănitoare, da? Merge. Nu pot să bat copac cu ea. A, lasă-se, astea sunt detalii. Bun, mergem mai departe. Și continuăm, bineînțeles, firea al dracu cu saliva ta din gură. Pardon, mă scuzați. Bun. Și continuăm, bineînțeles, umbra. Umbră care ne permite nouă să facem diferența dintre nări. Ia uitați-vă. Observați? Da. Cum în momentul în care, bineînțeles, creez umbrele acestea. Muzgălituri, poți să-i zici. Da? Pentru că nu apăs. Nu apăs deloc. O să apăs în momentul în care, bineînțeles, vin cu tonalități mai profunde. Da? Și avem, bineînțeles, nara. Da? Hai să ne întoarcem puțin mai sus, vreți? Ca să lucrăm ochiul. Sigur, toată lumea este îndrăgostită, mai ales dacă vă place arta, este îndrăgostită de partea aceea, a ochilor. Da? Ochii este, cum să zic, nu știu dacă găsesc cuvintele corecte, dar este acel impact care creează emoție oricărei persoană care îl vede desenul tău. Corect? Și atunci, hai să vedem cum facem. Fiți atenți. La ochi, prima linie de bază este asta. Sprâncenele, da? Am zis, nu sprâncenele, genele, măi. Da? Mereu le încurc. Deși știu despre ce e vorba, dar le încurc. Da? Astea sunt genele. Linia de bază. O să o fac un pic mai intensă ca voi să puteți avea posibilitatea să vedeți. Da? Acum, urmează, bineînțeles, dacă ați văzut că sunt anumite tutoriale care vă explică, uite așa frumos, că vezi, doamne, încerci să faci un cerc. După care, bineînțeles, vii cu chestii de astea care, bineînțeles, creează treaba asta. Nu e o idee. Adică, na, e o metodă, o tactică. Fiecare în funcție de cum vrea. Vă poate spune treaba asta. Dar eu nu. Mergem așa. Facem prima dată partea asta de aici și apoi este ușor, ca, mai ales dacă ești desenator de ceva vreme, este ușor să-ți dai seama cât să faci cercul acesta a pupilei. Da? Ok? Și am făcut-o. Vedeți?
E prea ușor. Acum, de aici, bineînțeles, o tărâm și partea cealaltă de jos, da? Și continuăm cu finalul. Aici e treaba aia, despărțitura aia, cărnița aia, nu știu cum se numește, dacă voi știți cum se numește în adevăratul sens al cuvântului când vine vorba de botanică sau botanică, nu contează, da? Știți voi cum se numește treaba asta de aici, de la sfârșitul ochilor sau dintre ochi, la, 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 detalii. Bun, acum avem deja forma ochiului și a pupilei. Da? Le avem. Anatomie. Coja ta de răstru. Aia să nu spui, ca să nu mă simt prost. În fine, detalii. Acum, avem, bineînțeles, irisul, irisul, cum îi zicem, pupila, da? Că irisul vine pe urmă. Cum putem face noi, ia să vedem dacă pot să dau eu zoom și să ne apropiem mai tare de iris, de ochi. Ok, gata, ne-am apropiat. Bun. Iată cum putem face asta. Să știți că, în general, dacă ați observat, fiecare pupilă, da, are o linia asta de bază mai intensă, da? E mai intensă, e obligatoriu să fie mai închisă, ok? De aici, puteți face în felul următor. Este indicat, ori faci o irisul ca un cerc normal, da? Faci un cerc normal, ok? Și lângă el, după cum are, bineînțeles, copilul din poza mea, are aici un punct alb, da? Și alte trei puncte aici. Uite, așa, facem așa. Da? Cercuri. Eu le numesc cercuri. Da? Sigur vă întrebați ce Dumnezeu l-a făcut acolo. Hai să vedeți ce se întâmplă. Dacă mă apuc acum să colorez irisul acesta pe care l-am făcut, da? Îl colorez, da? V-am dat un pic mai aproape ca să puteți vedea treaba asta. Dacă mă apuc acum să îl colorez, iată ce se întâmplă cu ochiul fetiței. Prinde deja viață. Ba mai mult, să nu credeți că până aici se oprește, da? De aici încolo, da? De aici încolo vine partea aceea colorată, cum îi zice, de lângă iris. Nu știu cum se numește partea asta alta, da? Dar aici vorbim despre un ochi deschis albastru, da? Un ochi albastru. Acum, ce trebuie să știți foarte, foarte important? E că în momentul în care, uite, o să vă iau portret, poza și vă arăt aici, direct, dar la Dumnezeu să reușesc, da? Așa. Ok, da, așa. Bun, dacă observați, dacă vă uitați aici, în jos, da? Vedeți că începe de la închis la deschis. Mai merge? Hai că merge. Da? Deci de aici începe de la închis la deschis. Și în partea asta... Și în partea asta, dacă veți ține cont de treaba asta, veți crea senzația aceea că ochiul vă urmărește indiferent de locul în care vă uitați la el. Hai să încercăm și noi același lucru, da? Da? De la închis, cel puțin în partea asta care e deschis, Dumnezeului să zic, de lângă iris, da, asta apare, da? Trebuie neapărat făcută treaba asta. Eu vă fac așa în mare ca să puteți vedea voi toate detaliile astea, da? Repet, mii de scuze dacă nu reușesc să mă explic sau să mă exprim corect, dar caut cumva să vă fiu de folos într-o oarecare măsură. Dacă vă sunt informațiile de folos, mă bucur din toată inima. Bun, am colorat asta. De aici, da, de unde vine genele, da, care, bineînțeles, se pot crea din linii, da, vedeți? Linii curbate, ca să le numim așa, da? Putem crea, bineînțeles, genele.
același lucru și în partea asta, Lanta. Știți care e chestia? Ce mă frică cel mai tare e că mulți au început să creadă că, vezi, Doamne, am un robot sau o mașină, o imprimantă, Dumnezeu cu mila, ce crede ei. Așa. Hai, mă, netule, dă-te moata. Schița, la momentul acesta, pare să fie greu, pentru că, iată, stau să vă explic eu toți pașii și vă dau toate detaliile. Toată baza e în această schiță. Ba da, este toată baza, dar nu vreau să scot în evidență faptul că, făcând schița, da, corect, da, poți crea, bineînțeles, adică ai posibilitatea să creezi tonalitățile, care de fapt ăla este baza. Dacă degeaba va schița, să zicem, corect, dacă tonalitățile nu le dai corect. Poți să faci schița, să pui ochii corect, toate, tot, dar dacă tu nu vii cu, în momentul în care îngroșezi, nu vii cu tonalitățile corect, s-ar putea ca toată schița aceea pe care ai creat-o înainte să nu mai aibă nicio valoare. Să fie un nimic, o pierdere de timp. Da? Deci, și schița, cât și ce urmează pe urmă, este necesar și important. Da? Nu. Întâi, cum mi s-a mai adresat, că da, pe toată baza e schița. Da? Serios? N-am știut. Dar atunci, comandați schițe, nu mai comandați portrete. Mă bucur. Bun, mergem mai departe. Ok? Hai să continuăm cu ploapa, da? În care, bineînțeles, mă obligă să fac umbre și pe aici mai intense ca să pot crea, crea ochiul corect. Da? Deși, repet, ceea ce fac eu acum e o schiță, dar pentru că vă explic toate astea și vreau cumva să vă fac să simțiți sau să vedeți efectiv cum văd eu, da? Trebuie să dau mai multe detalii ca să puteți vedea voi corect ceea ce trebuie învățat. Da? Bun, avem deja asta, avem deja asta. De aici încolo, bineînțeles, partea aceea colorată, umbra aceea de care v-am zis, de sus, de la ploapă în jos, da? Același lucru trebuie făcut și în partea asta, Lanta, da? Iată aici, mai închis un pic, pentru că asta, dacă luăm o minge, da, luăm o minge și o colorăm, da, descoperim că mingea, bineînțeles, pe margine are umbră, la mijloc, bineînțeles, se formează alb. Ok, dar am făcut-o în partea asta, nu e nicio problemă, am crezut că o să se vadă. Bun, acum vine ploapa cealaltă, a doua, da, ploapa de jos, care la fel. Și ea e formată tot din umbre, da? Cu gene, bine.